Un șarpe a intrat în magazia unei biserici din comuna Călui. Este apelul înregistrat ieri la serviciul de urgență 112. Cel care a sunat a fost chiar preotul care a cerut ajutor pentru îndepărtarea reptilei din casa domnului. Jandarmii au fost solicitați să intervină pentru a înlătura un șarpe ce se afla în magazia din incinta bisericii din localitatea Călui. Aceștia au capturat șarpele și l-au eliberat în mediul natural în apropiere de pârâul Olteț. Reprezentanții jandarmeriei spun că, deși e abia începutul verii, până acum au mai fost solicitați la astfel de intervenții. Foarte important este ca, în asemenea situații, oamenii să nu se expună pericolului. Recomandăm cetățenilor care se confruntă cu situații similare să nu se apropie de șerpi, să-i supravegheze cu atenție, astfel încât să cunoască locul unde se află și să solicite sprijinul autorităților competente prin apel la numărul unic de urgență 112 în vederea îndepărtării pericolului. În această perioadă, jandarmii au mai intervenit la 4 astfel de intervenții, iar anul trecut, echipajele au mers la aproape 60 de solicitări pentru îndepărtarea șerpilor, a insectelor agresive sau a animalelor periculoase.